cât ai fost în viață, ai fost o minune. Acum, prin moarte, ai devenit o legendă. Odihnește-te în pace, Ilie Balaci. Dar viața merge înainte. Show-ul trebuie să continue. Fotbalul trebuie să se joace. Așa că să înceapă meciul. Craiova versus Steaua. Forța Steaua! Astăzi vrem victoria, da? Trebuie să o batem pe Craiova. Da, da, da. Și să trecem din nou pe acolo unde ne este locul, adică pe locul 1. Forța Steaua! Haide să vedem ce va fi. Sunt tare curios cum va fi acest joc, având în vedere cele întâmplate astăzi. Vestea șoc a trecerii în neființă a celui care a fost marele Ilie Balaci, cu siguranță că a bulversat întreaga lume fotbalistică, inclusiv pe jucătorii celor două echipe. Și acum să vedem cum se va juca fotbal în asemenea condiții. Hai băieți, hai, în careu și... Ah! Peste poartă, nimic! Minutul 2, prima ocazie, man! Bun, man, bine puștule, hai! Hai, Coman, șut și... Ah! În apărător, încă o dată, ia! Rece, centrare cu capul, Gloere, ce mă? Ce? Ce mă? N-a fost fault la Gloere? Acum șut pe portar, bă, dar ce mă, n-a fost fault, mă, la Gloere? Ia să văd reluarea! Băiești nebun, ăsta a fost fault toată ziua. Ia uite cum se urcă pe el și cum îi dă cu mâna în față. Mă, arbitre, mă, arbitre, mă, îți dau ochelarii mei, mă. Mâncate al purecii. Hai, mă, du-te, du-te, mă, dă-i, dă-i pasă, nu mai ține de minge. Bun, te lase, hai, ah, n-ai putut să faci un dribbling, te lase. Aveți grijă, mă, aveți grijă acolo în careu. Încă o dată, hai, aveți grijă, blocați-mă, nu lăsați să șuteze, mă. Ah, bun, șut pe poartă. Bun, nimic. Avem portar acum, nu e problemă. Hai mă, ridică-te mă de jos, mă, că n-a fost niciun fault în care eu, mă, ce simulezi acolo. Păi da, zici că te lovi trenul, mă, hai mă, calmează-te. Ia uite, mă. Ia uite-l, mă, acum cum aleargă. Te-ai revenit, mă, ți-ai revenit. Ah, ah. Bă, Redelcu, dă-o bă, de treabă, cași pe minge, mă. Hai să fiu, fii atent, mă. Hai câte faulturi, fii atent aici, bă, ești nebun. Mai mult pe jos sunt jucătorii decât cu mingea la picior. Man, și hai, Florinel, șut și hai, șut și aia, bă, portarul și... Gol! Îi atât! Gol! Bine, mă, bine, mă! Atât, mă, minutul 8! Gol! Bravo, mă, băieți! Și încă o dată, respect pentru cel care a fost Ilie Balaci. Maestre, odihnește-te în pace. Uite aici, șut, apără portarul și autogol. Sincer, chiar îmi pare rău că a dat gol exact în minutul 8, care a fost minutul celui care a fost Ilie Balaci. Dar asta e viața, soarta, fotbalul, ce pot să zic? Avem 1-0, până acum toate bune și frumoase. Să vedem ce va fi în continuare. Așa mă la aici, bravo, respinge tot, tot, nimic să nu treacă de tine. Uite mă ce fautează ăsta pe Gloere, bă, bă, dă un galben, bă, arbitre, bă, nu se poate. Fii atent, bă, cui dă galben, tai. Bă, aveți grijă, bă, blocați-l, bă, nu lăsa să șuteze, bă, bine, bă, bravo, bun, așa. Hai, aveți grijă încă o dată. Ah, bun, o dat peste poartă, bun. Bă, nu-i mai lăsați să centreze. Un pic de atenție la apărare, da? Hai Nedel cu centrare și, ah, o respinge apărătorul. Bă, aveți grijă acum, aveți grijă în apărare. Hai, nu-l lăsa, bă, nu-l lăsa, du-te pe el. Nu-l lăsa, bă, că o să șuteze. Pa, bine că o sta pe lângă, dar de ce ai lăsat să șuteze? Da, și au corner. Fu! Pa, încă un corner. Bă, concentrați-vă, da, concentrați-vă. Așa, bă, bun. Bine, Benzar, ai respins în aut. Bun, hai. Hai, pressing, pressing, ieșiți din careu, așa, hai pe ei, pressing. Că prea stăm în apărare, ce naiba, minutul 26, noi ne apărăm, hai, pe ei. Așa mă opriți-l, mă, pe bancul, mă, bine, mă, Planici, mă, bine, atât, bravo. Bă, nu lăsa să șuteze, bine, mă, bine, mă, bravo, Moraiș.
Ca iar au corner. Bă, s-au pus ăștia pe noi, bă. Bă, ce-i cu voi, bă? Nu mai stați de apărare, bă, că ne dau ăștia gol până la urmă. Puh, bă, Grădean. Îmi dai și tu palpitații. Ai grijă cum ești, ai grijă, da? Da, avem vreo un contraatac și nu reușim nimic. Hai că acum atacă ăștia. Bă, hai, bă, hai, opriți-l, bă, pe la careu, bă, bă, pur, bă, pur, scoateți mingea de acolo. Ce, bă, ce s-a întâmplat? A oprit arbitru jocul, nu mai înțeleg nimica. Avem un jucător pe jos. Acum unul o să ia galben, care stănase, da, că l-ai tras din spate. Hai, Flanici, hai, ce-i cu tine? Fuh, în concentrare. Bine că nu reușim Mitriță foarfeca. Hai, mă, băieți, mă, hai, scoateți mingea și mergeți și voi în atac, că nebunesc aici. Hai, așa, bine. Gnioere. Și tu, bă, stai, mă, bă, fii atent, mă, același fault ca Atanase și nu dai fault și nici galben. Du-te, mă, încolo de arbitru. Du-te. Du-te la școală. Ce dai, băi, asta? Ce e din spate și tu nu dai nimica, mă? Du-te, mă, de aici, du-te. Uite, uite cum îl ține și îl trage, uite! Hai, ori bugăinilor! Și șut pe lângă poartă, ahtă, da, se! Bine, mă, bine! Bine că mai atacăm și noi! Da, fault la Mitriță, lovitură liberă. Ia să vedem ce o să facă la lovitura asta liberă. A, e cap departe, nu cred că o să facă nimic, dar rămâne de văzut. Minutul 35. Ah, Mitriță, bol pe poartă, fără probleme pentru Bălgrădean, bun, tot așa, fără probleme. Dar hai, bă, să mai punem și noi ceva probleme în atacă, ce ziceți, hai pe ei. Ah, iar e minge la Craiova, bă, stau o de treabă, bă, dar nu putem de rog să ținem de minge. Hai, bă, hai, hai, Ioere, hai, hai să te vedem. Hai, hai, Ioere, în careu, și, ah, ai vrut tu să dai la colțul scurt, bă, băiatule, bă, vrei la colțul scurt? Hai că avem corner, ia să vedem, hai. Ah, Coba, direct pe poartă ai vrut. Ce, iară corner? Bun, hai să vedem al doilea corner, hai. Ha, ha, direct pe portar, dar n-a fost să fie, hai băieți, hai, stați în atac. Uite, băi, o dat cu ceva în capul Bălgrădean. Bă, dă-o cod de treabă să... Bă, să fiu! Uite, bă, ce aruncă cu pichete, cu bani, cu ce dai, bă? Asa-o încolo! Aruncați-mă, aruncați, că voi pierdeți cu 3-0! Ia uite, bă, cu o monedă i-o dat. Bă, să fiu! Oameni de buni! Bun, avem și noi lovitură liberă! Hai să vedem ce o să facem noi! Hai, Coban, hai să te vedem. Dai gol din lovitură liberă sau nu dai? Hai! Ah, îl zic pe jos, of, Cobane! Și nu-i gata faza! Fuuu, tănase, n-ai reușit să o bagi. Un benzar, bun, hai, 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 continuați atacul. Oh, pierzi tu mingea, care dai mai pe tu mingea așa ușor? Șut Mitriță, dar prinde Bălgrădean fără probleme. Uite, mă, ce se îmbrâncesc, chiar uite, mă, ho, mă, calmați-vă, mă, că nu-i război, mă, calmați-vă, mă, bă, dar atâția nervi, mă, parcă n-ați fost la femei, mă, nu v-ați scuturat creanga și rucile, ce sunteți așa tensionați? Da, bun, galben pentru amândoi, hai, hai, să continue jocul, mă, hai, fără atâția nervi, bun, s-a terminat prima repriză. O primă repriză încărcată de nervi. Tensiunea este la cote maxime. Ceea ce este bine pentru noi, pentru că nu prea se joacă fotbal, mai multe faulturi, mai multe clinciuri, noi avem 1-0 la pauză, dacă rămâne așa până la final, e perfect. Însă, ce va fi, o vedea. Până se înceapă repriza a doua, atât vreau să vă mai spun, dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum, nu uitați să vă abonați la acest canal ca să vedeți și în continuare asemenea reacții la fotbal și nu numai. Și acum, hai să așteptăm repriza a doua. Și a început repriza a doua. Forța Steaua, hai băieții! Încă 45 de minute până la victorie. Ale, ale, ale! Bun, bun și da, da! Păi, Nedelcu, recuperezi mingea și după aia șutezi așa iurea pe lângă poartă. Of, of, of! Mi se face părul măciucă când văd de astea. Au de puii mei, nu se
se poate, nu se face greșeală apărare, fii atent cum am luat gol. Bă, nu se poate, dau gol de treabă, mă. Taaaah, când vine să-mi smulg părul din cap, dau acolo. Uite, mă, uite, mă. Taaaah, ce gol am luat. Da, acum să vă văd, băieți, acum, 1-1, hai. Hai acum pe ei, hai, că trebuie să câștigăm această partidă. Bă, aveți grijă, mă, las ăștia în care eu, mă, uite, mă, l-ai lăsat să șuteze. Bine că o prins-o, Bălgrădean. Bă, dar nu vă mai reveniți odată. Bă, dar fii atent, mă, ce cade în care eu, mă, îți trebuie penalti, aia îți trebuie. Bă, dar băieți, bă, bă, băieți, bă, bă, băieți, bă, 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 disperați, bă, uite, tot în atac sunt ăștia, noi tot în apărare. Ce-i cu voi, bă? Reveniți-vă odată, că nebunesc. Da, iară șut, iară corner. Ba nu, nu-i corner, bun, o ratat execuția. Hai, Teixeira, ești în careu și hai, fă ceva, fă o pasă, un pasă și ah, șut peste poartă. Ha, să fiu pe lângă poartă. Puh, Comane, dai palpitații. Dar bine că mai atacăm și noi și mai avem ocazii. Hai, hai, Benzar, hai, centrare în careu, dai în spate unde nu-i nimeni, of. Așa, Planici, bravo, Mitriță nu trebuie să treacă. Bun, bine, Planici. Bun, încă o mistură liberă, o poziție și mai bună. Ia, cine o bate? Hai să vedem. Hai, Benzar, hai, hai cu golul. Ah, peste poartă, of, 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 of. Nu se poate, mă, nu se poate, dă-o gol de treabă, mă, lași pe Federer să tragă și uite, mă, șut și gol, dă-o gol de treabă, băi, nu mai pot de nervi. Țai, băga-mea și scotea-mea și dă-o, băi, să fiu. Uite, mă, uite aici, dă-o gol de treabă. Nu se poate, frate, ai 1-0 și întorc ăștia rezultatul, acum 2-1, dă-o gol de treabă. Țai. Bă, dacă te paste greșite, nu se poate, mă, băieți, mă, nu se poate așa ceva. Da, iese Coman, intră Rusescu. Hai să te vedem, moșule, ce faci? Hai să te vedem. Fuuuh, minutul 76, of, of, timp ar mai fi. Iară, mă, fii atent, mă, iară s-o umflat șoricii în ei, mă. Bă, dar calmați-vă, mă, odată, mă. Stai galben, Zar, că e galben. Puh. Doar au lui corner, hai, hai băieți, hai în atac, hai. Minutul 80, hai că mai avem timp, hai. Bun, acum e corner, hai, hai să vedem. Ah, o respins-o. Degeaba, Moruțan, ce e asta, mă? Aaaa, doamne. Fuuuh. Uite-l, mă, și pe Bosnia cum stă pe jos, mâncate al furnicile. Bă, opriți-mă, iară sunt căștia în care au fi atent, centrare și taaaai! 11 metri! Ce naiba, heads? Roșu? Cui roșu? Ce, mă, roșu lui Bălgrădean? De ce? Ce s-a întâmplat, bă? Cui roșu? Lui Moraiș? Ce m-au făcut heads de aia? Bă, nu pot să cred, frate, nu pot să cred. Ia, ia, mă! Bă, dă-o încolo de treabă, bă, nu se poate, bă. Aaaa, ăsta-i coșmar, frate-i coșmar. Bine, mă, Bălgrădean, mă! Fuh, hai, doamne, bine, mă, Bălgrădean, mă, bravo, mă! Fuh, dar degeaba, că minutul 87, cu om în minus, ce să mai speri? Hai, vai, vai, nu se poate așa ceva, nu se poate, mă. Fuh, încă 4 minute, hai să vedem, facem ceva, dăm gol, egalăm. Da, sunt ăștia pe contraatac, acum au ajuns în careu. Hai, ia să vedem, hai, bun, bine, ne-am apărat. Cât mai avem? Pulmiu jumate, hai, mă, hai în atac. Uite, mă, ce face ăla la mijloc. Sa, normal nu dai fault, ce să dai tu fault? Păi. Mai un minut. Asta e, ce să mai faci. Hai, mă, hai. Și, da, direct în brațele portarului. Hai, doamne. Bă, numai pe jos să soltenii. Da. Normal, bine, e normal, da, bă, da. Hai, cât de slab am jucat. Asta a fost. Bă, deci nu pot să cred.
să ai 1-0 la pauză, jucătorii echipei adverse să fie nervoși și tu repriza a doua să nu reușești să câștigi, din contră va ieși bătaie cu 2-1. Bă, praf a fost repriza a doua, praf și pulbere, nimic n-am jucat, au fost oltenii pe noi precum pureci pe oi. Deci nu se poate, frate, așa ceva, nu se poate. Nu știu ce să zic, cine-i de vină, Dică, cineva e de vină, nu știu că prea slab jucăm și deja prea multe înfrângeri adunăm. Nu se poate, frate, nu se poate, suntem steaua. Două gol de treabă. Da. Acesta a fost meciul de astăzi, eu sunt Adi Vlog, încă o dată Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Ilie Balaci și să le dea minte celor de la Steaua să facă ce trebuie, că nu e bună, treaba nu e bună. V-am pupat și până data viitoare vlogul l-am încheiat. Pa, pam, pai, da, be, mua. Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.